zi de duminică. Da. M-a trezit dimineața la ora 8 în zi de duminică. Cu siguranță o să fie un interviu foarte interesant. Până de mult credeam că am 38 de ani, dar am 36. Și s-a răsat Instagram-ul de mine. Că de asta mi l-a blocat, că sunt mai tânără. Iubeam un băiat din Mahalaua noastră. Credeam eu că îl iubesc, doamne. Păi credeai sau îl iubeai? Eu atunci credeam că este dragoste. El nu se uita la mine. Și eu scris pe un balon. I-am scris numele, nu-i spun acum numele, că el nici până ziua de astăzi nu știe că eu când m-am iubit, că și copii. dar nu vreau, poate acum îți dai seama, pe poate iar place de mine. Și am scris numele lui și am scris te iubesc și am dat drum la balonul în aer. Să râdeau toate fetele toate de mine. Eram deja fat mare și mi-e împărea că eu trebuie să merg la discotecă, dar eu mergeam spas boboci. Acum îmi dau seama că nu este o rușine. Ți-am mințit scos cartofilor, cel mai meu. Sau strânsul gândacilor de pe cartofi, mie nu-mi plăcea. Eu mereu mă rugam Fiind copil, să mor eu prima. Zic, doamne, aveam așa niște gânduri mature. Eu nu știu ce înseamnă bătaie. Eu, auzind din povestite ce-mi povesteau prietenii în copilărie, credeam că este foarte și parte din filme de coșmar, cum îmi spuneau că sunt acasă bătuți cu varga, cu, nu știu, cu bai în cu bai stau așa în gât, eu simt că în gât așa îi stau, nu, nu, poate dormi el să știi că e ca cumva acolo este să în sus pe Instagram sau pe Facebook. erau momente când poate seara dormeam plângând, atât de mult am vrut să-l ajut, atât de mult m-am implicat și mă doare și nu vreau să accept că el a smar și el a murit. Și uite, cazul ăsta mi-a rămas în gând pentru toate. Am scos prând. Aveam, era un copil minunat, ochi albaștri, frumos, nu știu, nu o să lui niciodată. Singur am căzut în așa capcană, avea scad, avea să ajut un bunel, un criminal care își bate joc de copilul său. Cât? Și am spus, undeva 80.000 de euro ar costa. Familia asta nu înseamnă, gata, nu mai există carieră, nu mai există job pentru o femeie, pentru, pentru foarte multe femei asta înseamnă. Te-ai meritat, ai făcut copii, gata, aici s-a terminat pentru, o relație frumoasă, o, o, relație adevărată de dragoste, nu trebuie să mulți sacrificii. Rusia, cu siguranță, nu este pentru mine. Nu știu, Moscova, un oraș rece, sur, cu oameni triști, cu oameni nervoși. La următoarea întrebare să-mi iau așa poziția un pic mai... E, pentru că e altfel și despre altceva. Doamnelor, domnilor, în această săptămână la Ben Stage este invitată Svetlana Sainsus, co -coordonatoarea proiectului Caritate.md. Svetlana, te salutăm și binevenită la noi în ospiție. Salut și bine v-am găsit. Mulțumesc frumos pentru invitație. Zi de duminică. Da. Am început cam cu notificări frumoase a tehnicii noastre <laughs> sau a aparatajului nostru. Se mai întâmplă, se mai întâmplă și nu mă deranjează absolut deloc. O iau ca tare, o iau în glumă. Asta este răsplata voastră cum m-ați trezit dimineață la ora 8 în zi de duminică? Apropo, în viață ai adesea ghineoane, ghineon la unele chestii sau? Da, se mai întâmplă. Se mai întâmplă. Unul care mi-a venit acum în minte a fost, am visat atât de mult să zbor în Thailanda să văd Thailanda uh, și am zburat cu familia câțiva ani în urmă și am ajuns și era reflux și nu am văzut apa Aveam, eram la un hotel unde plaja era fără apă și toată săptămâna a fost așa credeam așa că ai visat că... frumos cum vii la Orhei și podcastul nostru <laughs> este unul foarte bun care este cel puțin care o să fie cel puțin demn de distribuire no, cu siguranță o să fie un interviu foarte interesant și am postat aceste lucruri fiindcă sunt din viață. Deci nu îmi place să postez mereu doar lucruri perfecte. Așa și despre mine. Dacă fac unele, am unele situații mai penibile, eu chiar le postez și nu mi-este rușine. Nu, nu mă deranjează deloc când fac eu singur umor de mine, față de mine. Așa că cred că, cred că această storie o să o duc mai multe vizualizări decât alea perfecte. Zilele de weekend <laughs> sunt unicele care sunt pentru familie, dedicate pentru persoanele dragi? Nu. Nu fiecare zi este pentru familie, dar undeva după 5-6 seara când sunt acasă, dar sâmbătă și duminică toată ziua. Așa că știi cât de greu am acceptat acest interviu de duminică, dar am făcut o excepție. Um, a doua, cel puțin pentru orhei. Da, a doua, pentru că ai tu așa un, nu știu, poți tu să mă convingi, îmi atât de frumos și îmi dau seama că chiar sunt așteptat aici. Așa că, cu mare drag, și mă strădui să finisăm cât mai repede, să mă duc cu copiii, mă să-i scot în parc. Duminica la noi este așa, ieșim dimineața din casă și intrăm noaptea. Frumos despre copilărie, dacă tot începem frumos, frumos să ducem acest spirit pentru Ben Stage-ul nostru. Copilăria ta. Am avut o copilărie foarte frumos. Eu cred că din păcate, niciun copil din ziua de astăzi nu o să mai simt ce am simțit noi, nu o să aibă acea copilărie frumoasă care stăteam cu orele, cu zilele în drum, fie iarnă, fie zăpadă, fie frig, mâncam pâine cu apă și cu zahăr toată ziua și nu mai simțeam foame. Am avut o copilărie frumoasă cu vecini, vecini prietenoși care scoteau plăcinte în drum, păteuri, ne serveam unii pe alții, țin minte curățitul fântânilor când se gărmădeau toate gospodinile, când dădeam cu var înainte de Paște, toți vecinii. Eu acum, sincer, nu cunosc niciun vecin de-al meu, nu știu cum îl cheamă, nu știu cu ce vecini trăiesc. Mi-e dor de acele timpuri când lumea... Vă vorbești despre o copilărie la sat. Da, la sat. Ialoveni, nu se consideră sat, este orășel, dar totuși. Okay. da, sunt, e o suburbie a Chișinăului, sunt de ialoveni. Și am avut o copilărie așa cum trebuie, cu mici accidente, lasane, cu jocuri din alea, nu știu, care acum nu se mai practică. Piecărți, minte, eu nici nu știu cum se spune în română, dar jocul ăla periculos care... <laughs> Doamne, țin am avut atâtea traume, mă urcam toți copacii, toate casele. Eu în copilărie eram ca, un băiat. Da, eu mă jucam mai mult cu băieții și îmi plăceau joc de băieți, eu jucam și fotbal, jucam toate jocurile mai periculoase, cu fetele în păpuși, mai rar mă jucam. Eram așa mai băiețoasă. Copilăria ta a fost suplinită de griji, de lucruri care cumva, nu știu, deranjau, de puneau, nu știu, prin activități pe lângă casă. Știi că unele copilării sunt așa poate mai fericite, mai norocoase, mai pe lenoasa, dar unele copilării sunt așa mai distructive, să spunem așa. Eu am avut o copilărie frumoasă și, sincer, nu am amintiri neplăcute din copilărie, ca să spun așa. Unica amintire sau greutate care a fost, părinții erau desplecați, psihotare, în Rusia și eram mult timp fără ei. Uh, dar asta nu uh, lucrurile casnice le făceam eu și sora, aveam grijă de fratele mai mic uh, și prin prejurul casei, chiar și când părinții erau acasă, am avut uh, și găini, și iepuri, și capră, și uh, tatăl meu era într-un timp pasionat de iepuri, avea, cred, sutele iepuri și îmi luam la strâns buriană, îmi -am cu, borbo, cu boboci, dar astea toate sunt amintiri frumoase, mie nu -mi pare rău absolut deloc, nu pot să mă jălui, doamne ferești, că am avut o copilărie grea și am muncit, nu, 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 am fost, am strâns și porumb și absolut totul, de pe deal, poama, dar acum mi-aduc aminte cu atâta drag, atunci poate undeva eu încercam să-i așa de la scos cartofi, ți minți scos cartofi, lor era cel mai mare coșmar am eu, sau strânsul gândacilor de pe cartofi, mie nu-mi plăcea uh, și cred că asta mereu aveam o scuză și un pic eschivam, spuneam că am de făcut lecții, învățam, învățam și așa să permit că învățam foarte bine, pentru că învățam doar da, să... în general am învățat sau... Da, învățam. am învățat foarte bine în școală. Nu vreau să mă laud, dar este adevărat. Oamenii mm -hmm. care o să mă vadă și colegii, o să, sper că o să confirme pentru un comentariu. eram pentru primii în școală, în clasă, mereu, olimpiade... Nu pot spun că învățam, nu știu, cel mai bine de clasă, dar eram pentru primii trei, ca să spun așa. Tu ai părinții plecați peste hotare. Cum a fost copilăria ta cu părinții departe de casă? nu a fost ușor, dar oricum mi-aduc aminte de cea mai frumoasă, cea mai colorată copilărie din lume. Am avut norocul că ei nu erau plecați cu ani, deci veneau la câteva luni acasă, dar chiar și acele câteva luni, noi le simțeam dorul foarte mult și erau momente când, poate seara, dormeam plângând, erau momente când aș fi vrut să vorbesc ceva cu mama, dar ea nu era în acel moment lângă mine, dar oricum asta nu îmbriește deloc și nu din toată fericirea, din toată copilăria frumoasă care am avut-o eu și cu siguranță mi-aș dori din suflet ca și copiii mei să aibă această copilărie. A fost greu, dorul era mare, și, dar acum dau seama că asta ne-a făcut mai responsabili atât pe mine cât și pe frații mei. Noi ne-am maturizat mult mai devreme, aveam grijă de noi și acum văd doar un plus în asta. Dar totodată mă strădui ca eu să nu lipsesc din viața copiilor mei nici o zi sper și să dea Domnul ca niciodată să nu fiu nevoit, să plec și să-i las. Ca să fiu nevoit să plec undeva, să ce sau din diverse motive și să-i las singur fără mine mai mult de, nu știu, eu, mai mult de câteva zile, mai mult acum stau deja, mi-e dor de fată, așa cum imaginez. Dar a fost greu. Um... Știi, când niciodată nu am fost la un psiholog, dar văd că toți cumva încearcă să, să meargă undeva în copilărie și la toți aud una și aceeași, chiar și la televizor, un psiholog se anină de copilărie sau caută unele cauze în copilărie. Cred că eu dacă aș avea o problemă acum, cu siguranță n-ar fi legată de copilărie, fiindcă mi-aduc aminte ca cea mai frumoasă, cea mai colorată, cea mai adevărată copilărie care am putut să o am eu. Și dacă aș trăi încă o dată copilăria, aș trăi exact la fel, doar dacă ar fi posibil să fii mai des părinți acasă. Știi că se zice în popor copilăria sovietică este un pic așa mai dură. Tu ai avut parte de o copilărie cu părinții, nu știu, mai duri, probabil lipsindu-ți unele sentimente așa mai călduțe. Foarte mulți spun că atunci când o să cresc mare copiluri mei, o să le spun sau o să le ofer mai mult te iubesc și mai multă dragoste. Nu. Eu spun că vreau să fiu exact așa cum au fost părinții mei. Suntem foarte norocoși. Eu și frații mei, eu nu știu ce înseamnă bătaie. Eu, auzind din povestite ce îmi povesteau prietenii în copilărie, credeam că este foarte și parte din filme de coșmar, cum îmi spuneau că sunt acasă bătuți cu varga, cu, nu știu, diverse moduri strașnice pe care mi le aduc eu acum aminte, copiii cu vânătăi, prieteni de-ai mei, noi nu, nu am avut, eu nu am fost bătută și nu exagerez, eu nu țin minte o palmă la fund, nu am avut din astea. Noi am, am crescut cu un așa respect pentru părinți, eu din privirea mamei, înțelegeam, și mi se făcea rușine îndată și înțelegeam că ceva nu am făcut corect. Gata, nu mai era nevoie de țipte, de bătăi uh, și am simțit toată dragostea din lume și acum o simțim atâta mamei cât ai tatălui. Uh, eu țin minte că ei mereu nu-și cumpărau lor, eu nu țin minte pe ei îmbrăcați sau să meargă la odihnă undeva sau să se alinte cu careva mofturi, dar nu niciodată nu ne lipsit nimic, absolut. Dacă apărea un joc din ăla dandy sau cum se numea, hmm. alabeam. Dacă apărea un aparat din ăla video, cu casete, noi alabeam. Uh, toate mosturile, toate hanele, tot, tot ne s-a îndeplinit. Apropo, ai jucat Dendi? Da, doamne, da, era jocul meu preferat în tancuri. <laughs> și acum de te te... cumva că ai un caracter așa mai spre băiței. Da, da, sunt mai băiețoase. ți minte, jucam împreună cu fratele meu, cu vecinii din Mahalania, adunam la noi. Asta îmi plăcea copilăria noastră, uh, prietenia asta cu vecinii, prietenia asta între oameni, uh, oamenii se ajutau. Eu nu știu acum dacă, uh, nu de mult nu aveam sare în casă și glumeam pe Instagram, zic eu, nu știu dacă aș putea să mă duc la un vecin să cer un pic de sare sau zahăr, cred că s-a ruta la mine ca la o nebună, nu știu ce vrei, de la mine. Nici nu știu cum se numesc, nu știu, -am, nu am idei lângă cine trăiesc acum un bloc, dar în copilărie era altfel. Eu țin minte cum puteai să nu știu, stai în drum și lumea ieșea și cu mâncare, îți serveau nu, eu mi-aduc aminte cu o mare nostalgie și îmi pare foarte rău, mă doare suflet, copiii mei nu văd și nici nu mă înțeleg. Eu băiatul îi explic și copilărie am avut noi și el nu mă înțelege unde, unde, unde vede mama fericirea asta, cum? Că strângea cartofi sau că se ducea cu bobocii prin pădure sau să-i pască bobocii sau capra. El acum nu mă înțelege, pentru că ei nu au idee cât de frumoasă poate fi copilăria fără internet și fără toate aceste tehnologii. Pe lângă lucrurile casnice, chestiile în care te implicau părinții și te implicai și tu, ce gânduri te mai poartă spre cuplării Te duci acolo, nu știu, lucruri care le făceai cu mare drag, pasiuni, unele hobby care, nu știu, s-au transformat ulterior în ceva? Uh, mă duc cu gândul la pian cântam la pian și foarte mult îmi pare rău că la un moment dat am lăsat. Asta este cea mai mare prostie și regret al copelării, ca să spun așa, dacă pot să-l numesc un regret. Și mi-a dat o lecție de viață, fiindcă am lăsat pianul din cauza profesorului, profesoarei care probabil era prea dură sau ți minte că când greșeam, i-am plesnea cum fel de arătător, stidegi, ce nu știu cum, doamne, și pentru mine asta era grav. Eu nu am văzut acasă violență mm. și pentru mine era foarte grav ca un profesor, așa să mă atingă, să mă pălească. Și am lăsat pianul și îmi pare foarte rău, fiindcă acum nu mai pot uh, când și acum, dar nu, era să fie altfel dacă avea să urmez școala tot șapte ani, am făcut doar patru ani de școală. Uh, copilăria mi-a foarte mult de cireș. Eu țin minte că am cățărat toți copașii de cireș de pădure, aveam lângă noi pădure, unde eu cu copiii mereu ne jucam. Acum mă să mă joc, să mă, joc, să mă prim printr-o pădure, dar în copilărie mă jucam și până noaptea ne jucam cu copiii și nu vedeam un pericol în asta. Dacă mă uit înapoi, mi-aduc aminte cum mergeam pe jos câțiva kilometri, nu știu acum cât exact, dar până în centru orașului mergeam pe jos din acasă și era foarte mult timp mergând pe jos până la școală. Acum nu știu dacă mai merg atât de mulți copii pe jos la școală, probabil la sate mai mer dar uh, mi dor uite, de, de, acest obicei de a merge pe jos mult timp. Uh, mi-aduc aminte de frica, eu eram copil, dar mi-aduc aminte de frica și spuneam mamei, fiind mai mare, eu mereu mă rugam, fiind copil, să mor eu prima. Zic, doamne, aveam așa niște gânduri mature, zic, să mor eu prima din familie, să nu văd niciodată cum moare cineva drag. Eu mă temeam foarte mult de moartea părinților mei. Nu știu, mă temeam, noi vorbeam cu copii, copiii, uite, o să mama, o să tata, eu si bătrân și o să și eu mă uitam la asta foarte, și acum mă uit la asta foarte strașnic, dar eu mereu credeam că eu nu o să rezist și nu o să fiu pregătită. Și uite, gândurile astea mi aduc aminte că eu seara dormeam, zic, Doamne, hai să mor eu prima din familia asta, să nu văd nici sora mea cum nici fratele, nimic. nimic. Și eu că visele apar moare. din subconștient uneori, nu aveai vise de genul? Aveam, am avut foarte mult vis cum mărea mama, tata, uh -huh. plângeam, mă scolam, mă re... făceam griji, tatăl se minte să se ia pe acoperiș, să ceva să repare antena la televizor, eu plângeam și urgam să scobare jos cu o scadu și o aveam așa sau paranoie în mine, mereu, mereu îmi părea că o să moară mama sau tată, mereu. Și acum, dacă sincer, sunt paranoi, că deja față de copiii mei, de tot, sunt așa o fire care vre... sunt foarte pozitivă, un om tare pozitiv, dar mereu am niște gânduri de astea, mă gândesc așa la rău, ce s-ar putea întâmpla și mă imaginez cum aș face eu dacă mi s-ar întâmpla asta. Și te așa, ținit din copilărie, aveam chinul ăsta și gândul ăsta să nu moară mamă, să nu moară tată. Dacă e să ne întoarcem la părinții tăi, plecați peste cătoarele țării, știi, mai peste o casă, prin sate, chiar și la oraș, foarte mulți oameni sunt plecați, foarte multe familii sau un membru sau toată familia împreună cu copiii. Părinții tăi au avut așa gând într-o bună zi să vă ia pe voi acolo, să vă stabiliți undeva peste cotare, să-ți faci studiile acolo, să urmezi. Zi... <laughs> Mereu mama ne convingea, mai ales pe mine, pentru că cumva, chiar dacă sora mea era mai mare, cumva sunt eu un pic mai. eu iau deciziile parc pentru toți, parc și pentru ea. Cumva ea cerea sfaturi de la mine mai mult sora mea mai, mai mare și mama știa dacă mă convinge pe mine să ne mutăm, ursia, eu îi conving pe toți în casă și eu mereu spuneam nu, 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 mai să mă conving, probabil la vreo 15-16 ani, dar atunci mama am îndrăgostit și am zis nu, acum precis nu. Prima dragoste? Că, uh, da, prima dragoste, adevărat că spun așa, a fost la 16 ani uh, și zic nu, acum chiar nu, că eu iubesc un băiat și uh, nu vreau să-l pierd, nu vreau distanța asta să ne dispart. Uh, și el a fost așa un motiv mai mare pentru care am rămas, dar da, mama mereu ne ruga, spunea că o, ea și spunea că o să avem un viitor mult mai bun, eu foarte mult visam să fiu actriță, foarte mult îmi plăcea um, jocurile astea pe gheață, patinoar, da, mm -hmm. vreau să mă uitam la jocurile Cel astea pe gheață, în Rusia e foarte bine da, și mama spunea, uh... uite aici în Rusia, este șansa ta. Și nu știu cum zic, nu, 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 tot și acasă e mai bine, nu, așa, dar acum nu-mi pare rău. nu mă imaginez, fiindcă am stat în Rusia, tot și viața m-a dus mine în Rusia și am trăit acolo 11 ani în Moscova și îmi dau seama că nu este absolut deloc pentru mine acest oraș, această țară nu am putut să mă obișnuiesc, nu m-am simțit nicio zi bine acolo fac comparații cu Europa, fiindcă am trăit și mm -hmm. în Anglia trei ani și dacă în Anglia am rezistat și mi-a plăcut viața așa mai europeană, Rusia cu siguranță nu este pentru mine, nu știu Moscova, un oraș rece, sur cu oameni triști, cu oameni nervoși așa că îmi pare foarte bine că nu, nu m-am lăsat convins și nu ne-am mutat acolo, cred că nu aș fi rezistat din uh, copilărie sau amintiri din copilărie, așa să mai spune în poveștile noastre cu care noi am crescut, uh, uh, ai momente, nu știu, de care uh, ori ți-e rușine, ori plăcut ți aduce minte unele trăsnăi chestii uh, pe care tu le-ai făcut și ori ți-au marcat viața, ori uh, au rămas așa loc de sfat și de voie bună pentru persoanele dragi și unde le povestești, copiilor, apropo, dacă le povestești. Diuršiniai, ne, manau, kad yra labai daug dalykų. Diuršiniai, gal, jei man atnešė, kad dabar man mintė, dalykai. Lubiavau mumbai, din mahalau anu asta, kridėjau, kad myliu, domni. Pai kridėjote ar lubiajau? Taip, tu ir kridėjau, kad yra dragosti, bet, nežinau, pro babylą, jis buvo dragosti ir jis nesijutė laimi. Ir aš, skrisdam baloną. i-am scris numele, nu îi spun acum numele, că el nici până ziua de astăzi nu știe că eu când am iubit. Că nu vreau, poate acum îți dai seama, poate, iar place de mine. Și am scris numele lui și am scris te iubesc și am dat drum la balonul în aer. Așa, să rădeau toate fetele toate de mine. Pentru că aminte zic, doamne, ce... Dar așa, momente de care să-mi pară tare rău, să-mi fie rușine, nu... Poate dar doar de dacă m-am am, uh, am obișduit pe cineva din cauza fratelui și acum mă recunoaștem, cer scuze. Cum -a, a fost că relația frate voastră? Fratele era mai mic și eu, uh -huh. dacă un băieți, el mă la școală, eu puteam să mă duc să-i bat așa că dacă, dacă cineva ți-a că a fost bătut de mine, vreun băiat, eu îmi cer scuze. Eu mereu bisam să am un frate mai mare, să mă protejeze, să vină la școală, să bat pe toți care pe mine obișnuiesc, dar a fost invers, toți fratele este mai mic și aveam, eu eram, eu și acum sunt foarte mamoasă, dar cu el la fel eram foarte mămoasă. Doamne ferești să-l atingă cineva pe maximașul nostru și eu eram gata să sugrum. Așa că au fost foarte pe momente și la școală și prin Mahala când cineva l obijduit, și m-am dus și m-am deci, <laughs> obține experiența de arte marțiale da, de cumva poate din acum, emoții. Da, și de asta cumva, acum mirșine acum n-aș aplica violența, cu siguranță, dar. Sau nu știi, niciodată nu știi dacă cineva mi-ar obișnui copilul grav, cred că da, așa aplica așa cum violența. Dar așa momente ca să spun că mi este rușine, nu prea mi aduc aminte. M-am străduit să fiu un copil exemplar, un copil corect, un copil care uh, nu fură, nu înjură, n-am avut sfuri de la părinți bani, cum povesteau prietenii că am furat de la mama bani. Nu, nu, mi-e asta atât de grav. Mi se părea asta o catastrofă și de asta cum nici nu, vreau, nici nu pot spun. Rușinea copilăriei mele era când eram, deja fat mare și mi e părea că eu trebuie să merg la discotecă, dar eu mergeam spas boboci. Acum îmi dau seama că nu este o rușine. Dar atunci vedeam asta ca o rușine, Doamne ferești, cum eu acum să merg spas boboce. când eu deja sunt dita mai am 14-15 ani, eu vreau la discotecă. Atunci mi era rușine, dar acum nu mi-aduc aminte de cu rușine, pentru că îmi dau seama că eu făceam lucruri normale ca orice copil. Noi suntem aproape de sărbătorile pascale, asta este o sărbătoare sfântă pentru sau în sânul familiei. Cum ți s-a tipărit pentru tine Sfintele Sărbători de Paști? Aveți o tradiție în familie, îl sărbătoriți, îl sărbătoriați? Da, mereu. Mama coace pască, mama coace învârtită și acum anul ăsta i-am spus, abia aștept să coace învârtită a cu vișină, asta este preferata mea, nici pasca nu aștept atâta. Mergeam mereu la biserică, sfințeam pasca, tradiții probabil că la toți. Era frumos, de Paște mereu suntem împreună, cu bunicii, cu exact cum acum am păstrat-o. Nu există sărbătoare sau, nu știu, anul nou, Paște, ca să nu fim împreună și nu păstrăm aceste tradiții. De Paște mereu mama cu cumpăra haine noi, asta, ți minte, Doamne, așteptam mereu să ne îmbrăcăm ceva nou, să ne cumpere haine nouă. Era frumos, simțeam altfel, eu așteptam enorm sărbătorile. Acum nu le mai simt așa recunoscut. Acum știu cu vine Paște, dar eu nu mai Ar simt că așa. Perioada așa. Nu, încordat, nu suntem în drum, nu dăm cuvar, nu facem curățenie în drum cu vecinii. Asta pentru mine însemna Paștele. În primul rând curățenia asta în drum cu toți vecinii. Mm -hmm. Nici nu atâta curățenie făceam cât era vorba asta. Nu știu, scoteam semințe. Era altfel. Paștele pentru mine înseamnă la fel săditul de ceva, nu știu, să deam flori sau ceva prin grădină, ceva, ceva, mama voia înainte de Paște să scoatem perdele, făceam curatul ăsta general în casă, mie îmi plăcea, atunci îmi părea că, of, gata, m-am stras să fac curățenie, dar cum ne seama că astea erau momentele în care noi ne reuneam, eu, mama, sora, fratele, tata, toți, toți împreună făceam curățenie, oricine își lăsa gândurile la Paște, noi eram împreună uniți. Uite, astea sunt mele frumoase, sperbi care, nu știu, mi spar cel mai frumoase. Hai să luăm frumos câteva clipuri de publicitate și frumos ne întoarcem la discuția Mare noastră. Stat. Publicitate, doamnelor și domnilor! Viață personală. Da. Noi tare nu o să intrăm în subiectul uh, actual pentru unele surse de știri. De ce, cum, pentru ce. Îți dai seama cel puțin în ceea da, ce vreau da. să spun? Încercați eu, Doar să vă răspund. <laughs> cum ai trecut peste această etapă? Uh, încă mai trec, nu pot spune că am trecut, încă mai trec pentru că zi zi am așa. Cineva manină, uh -huh. vrea să manine. Uh, mie mi-este dureros că lumea, mulți nu m-au observat până acum, până avea pe lia, până a interesat pe ei cine este tatăl ei. Adică nu contează ce am făcut 8, 9 sau 10 ani, nici nu mai știu de când fac și încerc să fac cu uh, oamenii mei, cu tatea mea, lucruri frumoase, să facem, uh, salvăm acești copii, să facem caritate, să reparăm spitale, uh, orfelinate, nu știu, schimbăm vieți omeniești. Dar acum, brusc, cineva care nici măcar nu m-a urmărit până acum, mi-a dat follow doar ca să mă întrebe cine este tată copilul. Este deranjant. Eu, cineva vede obligații că dacă ești o persoană publică, ești obligat să spui așa tot pe tavă. Și eu mereu spun, persoanele publice au devenit publice din întâmplare. Eu nu m-am trezit azi și zic, gata, vreau mâine să vin, devin o persoană publică, gata, știți tot despre mine, absolut tot. Uh, nu, vă, nu mă văd obligată să dau explicații nimănui. nu, este viața mea personală și mă deranjează foarte mult când cineva îți bagă în viața mea și în patul meu uh, este viața mea și fac ce vreau eu doar cu cine vreau eu, fac copii cu cine vreau eu și nu trebuie să dau explicații absolut nimănui. Am dimit cunoscut în mediul online, prin faptele frumoase pe care le fac, care sper eu că lumea le apreciază. Le apreciază mult mai mult decât să intereseze așa, nu știu, eu, ce faci setlana asta în sus și cine este bărbatul și ce faci. Nu vreau eu, să spun. Punct. Uite de în ceea ce am remarcat eu: că sunteți o persoană foarte puternică, și asta cumva mă motivează să dau următoarea întrebare. Noi, din păcate, avem foarte multe familii în Republica Moldova care, din anumite considerente, anumite chestii, poate banale, da, cel puțin, pierd acest instinct, acest farmec de familie. Apar multe conflicte. Vreau să. Vă cer acel sfat cu care ați venit pentru unii oameni, femei, ori și bărbați, în care aceștia și-ar proteja familia de unele conflicte. Eu cred că nu sunt persoana potrivită să răspund la această întrebare, atât timp cât eu sunt divorțată și eu sunt ce am venuit de că am distrus familia, ca să spun așa. Eu, un sfat pot să dau, care cred că nu o să plac tuturor, un sfat pot să dau că atunci când nu mai simt că este familie, când nu mai există dragoste, armonie, atunci să se oprească, să nu trăiască în falsul ăsta doar de dragul uh, numelui de familie, doar de dragul că eu am familie. Nu! Pentru că tot timp cât am fost acuzată și bernută de rude, de toți prieteni, cu mătri și tot eu sunt lupul rău că am distrus familia, eu am răspuns pentru toți. Aceea deja nu mai era familie. Copilul deja nu mai vedea o mamă și un tată care se iubesc, eu nu mai iubeam soțul și eu am făcut, am, eu consider că am făcut cea mai corectă și cea mai respectoasă și cea mai, nu știu, uh, cu sobeste decizie nu am vrut să mint un om pe care l-am am stat lângă el 17 ani, l-am iubit 17 ani și nu am vrut să-l mint că îl iubesc mai departe. Uite, am decis asta nu doar pentru mine, dar și pentru el, de respect și din dragostea care am purtat-o de respect pentru copil, fiindcă eu nu am vrut copilul meu să simt că mama, părinții mei sunt împreună, dar ei nu se mai iubesc, ei stau împreună pentru mine. De asta eu, sfatul meu, nu aș putea să dau un sfat cum să păstrați familia, că eu nu am putut să o. Și, puțin, la noastră nu am mers așa cât am fi, aș fi vrut eu până la Dângi bătrâneți. La un moment dat am simțit că pur și simplu nu mai iubesc persoana de alături și am pus punct. Bine, dar în această chestie sau unele Un trăiri fi, pe, care le, pe, pe dai, care le-ai avut? ar fi probabil să se păstreze libertatea. Libertatea pe care eu nu am avut-o. Uh, libertatea și încrederea. Uite, să dai voie omului, nu contează femeie sau bărbatul, dă voie să crească așa cum simte el. Să nu-l țin închis în casă doar pentru că, nu știu, de motiv de gelozie. Uh, familia asta nu înseamnă gata, nu mai există carieră, nu mai există job pentru o femeie, pentru pentru foarte multe femei asta înseamnă te-ai meritat, ai făcut copii gata, aici s-a terminat. Așa a însemnat și pentru mine. Și el mi-a tăiat din aripile mele, asta a încercat să fac să-mi tai din aripile mele, care eu aveam care va vise în viața mea. Dar soțul meu mereu credea că dacă eu o să ajung la carieră sau eu o să fac ceea ce îmi ce doresc eu, asta înseamnă, nu știu, gelozie, dispărțire și mereu m-am ținut ca să nu fac asta. Ca până într-un final, eu deja să de atâta, nu știu, nici nu știu cum spun, de atâta nu se poate, nu se poate, nu se poate, deja am luat eu decizia că se poate și fac mai departe ce vreau eu cu viața mea, singur, fără să-mi cer voie de la tine. Uite, asta, eu admir oamenii care sunt în familie și el are un job, ea are un job, ea ies cu prietenii, prietenii ele, el cu prietenii lui, iar putea și scălătorească psihotare cu prietenii, ceea ce la mine era imposibil, strașnic, asta cum așa, e inexplicabil, eu să plec undeva din țară, de exemplu, într-o călătorie, doar cu fete sau bise care le aveam și eu, dorinții care le are ori și mi se par normale. La noi mereu era legat totul de gelozie. Nu, nu, că asta nu spate. Ești mie mărtat, nu spate. Care club, care discotecă. Acum nici nu vorbesc de cluburi discotecă, pentru că nici eu nu sunt omul cluburilor. Am dat un exemplu, dar nici, asta nici nu era o dorință. Eu doar voiam să am o carieră, să am un job mai, nu știu, să ies din casă, mă vopsesc, să mă gătesc, să mă duc să faci ceea ce îți place până da. la urmă. Și asta mereu mi era interzis. Și uite, eu cred că picătură, picătură să sau așa a părut și dragostea. Eu cred că ăsta este unul, nu cred cu siguranță, ăsta este unul din motive, pentru la mi-am dat, mi-am dat seama că m-am sacrificat, m-am sacrificat foarte mult pentru un bărbat și eu am rămas cu, ce, cu nimic. Am rămas așa, nu știu, doar mamă, gospodină în casă și gata. Eu, visele care le aveam eu cândva în copilărie, nu mi se realizează din cauza un bărbat, unui bărbat. Și mie mi se părea asta incorrect. La un moment dat mi-am dat seama că viața este una eu vreau, eu visiez să ajung cineva, vreau să fac ceva pentru țara asta, eu nu știu, eu vreau ca lumea să audă de mine, eu nu vreau pur și simplu să trăiesc așa să exist. Și uite asta am drăznit să fac și asta și-a dus probabil la distrugerea camionului nostru și familiei. Pentru o, o familie fericită, pentru o relație sănătoasă, dacă pot să-i spun așa, în opinia dumneavoastră ce sacrificii trebuie sau trebuiesc aplicate? Ce trebuie să sacrifice și în general, dacă trebuie pus un sacrificiu? Am vrut să răspund așa, pentru o relație frumoasă, o, o, relație adevărată de dragoste, nu trebuie să mulți sacrificii. Asta și-am vrut să spun eu. Trebuie mereu de ajuns la un compromis ca să nu fie nevoit sau el sau ia să-și sacrifice jobul, pasiunile, viața, părinții, nu știu, sora sau care mai sunt, se cu părinții din cauza soțului și nu vorbesc cu Uite, nu trebuie să existe aceste sacrificii și atunci o să fie perfect. Nu trebuie să Tea cineva mereu că, uite, pe scoaterea asta de ochi, pentru tine am făcut asta, pentru tine, pentru tine, pentru tine. Pentru că, într-o bună zi, sentimentele astea și fruturile astea din stomac uh, dispar. Și noi ne-am ratat viața așa, pur și simplu. Așa am simțit eu că 17 ani, pur și simplu am stat așa, în zadar, degeaba. Am stat, nu am făcut elementarul la care am visat, elementarul, nici măcar, nici măcar cursurile alea de actorii la care visam, sau bursa aia din Polonia care am pierdut-o din cauza gelozii, când nu mi-a permis. Foarte multe lucruri la care eu am renunțat doar ca să nu-l pierd. Uite, asta mi se pare incorrect. Eu cred că noi am fi putut avea o familie și în ziua de astăzi dacă, dacă pur și simplu el mă înțelegea și înțelegea că eu nu știu, nu sunt de stat acasă, nu sunt, nu mă văd eu, și explicam mereu, nu mă văd eu femeie de stat doar în casă. Asta nu înseamnă, eu sunt o mamă, asta nu mă face o mamă rea. Acum, da, am o activitate, sunt ocupat până pe cap, dar asta nu mă face o mamă rea. Eu mă consider o mamă bună și copiii mei confirmă asta. Și băiatul îmi spune foarte des că ești prea bună cu mine. Ești prea bună, tu prea ești bună ca mamă, trebuie să-i mai severă. El uneori îmi spune că ce nu-l bat dacă el cumva mai enervează. Glumește așa, zici, tu niciodată mai bătut. Zic, hai că nu târziu să te bat acum. Adică asta nu face o femeie rea, nu face o femeie ca să nu fie gospodin. Eu fac mâncare, fac curat, spăl visiela, șterg colbul, calc. Nu, nu a dispărut femeia casnică. Dar fac și ceea ce îmi place. Dumneavoastră aveți doi copii. Da. prima căsnicie, prima sarcină. Uh, undeva într-un interviu sau pe o rețea de socializare am văzut că spitalele europene ți-au lăsat un gust amar Da Ce voiai să spui Moldova. cu asta? Eu am născut în Moldova, dar am stat până la 8 luni de sarcină în Anglia Mhm uh -huh și mergând deja făceam ancheta ca să nasc acolo -au, acum dau seama, poate am greșit că un pic altfel mă uit la, și la transplant de organe și la alte chestii dar atunci m-am speriat, aveam 20 de ani și pe mine că m-au întrebat dacă tu mori în timpul nașterii îți donezi organele și m-a speriat întrebarea asta zic, de ce să mor? Și am început medicul să ne explici, foarte mult femei mor în timpul nașterii. Deci, ar trebui să donezi organe. Și eu zic, nu, nu le donez, pentru că eu, eu nu vreau să mor, am să nasc. Și asta m-a speriat foarte mult, zic, cum așa? Și mai era încă o întrebare, încă nu o întrebare, încercau ei să mă convingă că foarte mulți copii, în procentaj, mor la naștere, naștere, naștere moarte subită, pur și simplu mor, așa, poți fi el perfect sănătos, mor la naștere. Și iarăși nu eram de acord, cum să moară copilul la naștere? Nu după care am avut în așa șasea lună careva, nu știu, am avut o stare mai grabă, hemoragii, nu o să scriu aici, fiindcă discut cu un bărbat, nici nu o să mă înțelegi, și m-am dus la spital, eu fiind obișnuită, ca în Moldova, rep de acuși, zic o să mă pun pe targă, o să-mi pun o masă și o să-mi pun pe cărători. Deci, mi spus, -o, te mi-au spus, uite, luați bilețelul ăsta, nu conta că eu sângeram și era doar sânge acolo pe jos, luați acest, bilețel, v-ați pe scaun și așteptați. Sus o să vedeți numărul dumneavoastră și o să intrați. Zic, cum? Eu pierd copilul. Doamne, calmați -vă. Calmați, vă uitați câți oameni sunt aici grav ca dumneavoastră. Așteptați. Și uite, asta un pic m-a speriat. Așa sunt ei, probabil, mai reci, mai calculați, dar pe mine asta m-a speriat și zic, nu, eu nu nasc aici. Nu, nu, eu, doamne, eu moară copilul la na și eu am semnat că sunt de acord că el smor, sau nu o să am nicio pretenzie, Cumva era, trebuia să semnez că nu ai careva pretenzii Eu nu știu dacă la fiecare spital, fiindcă am mai vorbit cu uh, mame fiind în Anglia, mi-a spus că nu a fost chiar așa. Poate mie mi s-a nimerit un medic mai, nu știu, mai sever sau am văzut că nu i-a plăcut când am spus că nu o organ. Nu i-a plăcut. Uh, Probabil acum, psihologic cumva te da, și atunci când se să mă tentau aceste lucruri. Că, da, încerca să ne explice câți oameni aș salva. Eu dacă donez organele, zic, eu am venit să nasc, Sau nu să, să mor. familia, da, copilul. Da, și eu eram străină și deja aveam o paranoie. Zic, doamne, eu sunt străină și o moldoveancă. Cui pasă de mine? Cu o să mă omoare? O să iau organele. Zic, aveam așa niște gânduri și mi-am luat valiza și acasă, la 8 luni, și am născut. În ultima secundă am zis să nasc acasă, la Elobieni. Și a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o, fiindcă am avut un medic extraordinar, am avut o naștere foarte grea, 24 de ore de travail. asta este o zi întreagă, 24 de ore și eu nu știu dacă cineva ar fi avut răbdare cu mine acolo, cu mofturile mele, cu toate. Am avut un medic care a stat lângă mine la căpătii 24 de ore, Dumnezeu să o ierte, acum ea deja nu mai este, a decedat din cauza cancerului, dar nu cred că un european abia să mă pe mine atât de mult cu o sarcină foarte grea, de care cu greu mă amintesc. Băiatul s-a născut, nu știu, cordonul umbilical, în jurul gâtului, era așa, cu siguranță nu era cazul de stat cu bilețelul și de așteptat numărul. Cum se împacă frațiorii? se adoră. Se adoră băiatul, e, cum spune el, îmi vine sub bat, așa îmi vine sub bat, când îmi srup toate cărțile, un, calculator tot timpul la playstation lui sau Xbox, nu mi mai numesc chestiile astea de băieți, dar vine și o mănâncă, o mănâncă, o pupă, nu -ă, el nu merge la culcare până nu-i spune de 100 de ori că o iubește, el, ei spune că o iubesc, să cuprind, să sărută. Mereu îmi spunea că vrea să aibă un frate, un frățior și acum zice, doamne, bine cu nu-i așa îmi place fat, fat, așa îmi place chestiile mă adoră. Eu mă temeam foarte mult de diferența asta de vârstă, de zic, ce o să fie diferența de 12 ani. El deja este neger. nu, nu interesează. interesează nu interesează Ca să-i face această de... dorință. Da, și, dar <laughs> acum îi văd, îl, vă, îl văd, cum o mănâncă. O mănâncă din... Și zic, așa, zic, că vrei, băiat da, da, nu mai vreau băiat, atât nu, nu știu, îmi place, îmi place și ea, îl iubește enorm, îl iubește, badea, badea, ea dacă trezești și badea este la școală, primul lucru care îl face, când se trezești, merge la el în cameră, dacă e la școală, începe a plângi, badea nu-i, badea nu-i, badea nu-i, și când e sâmbătă, duminică și badea este acasă, este cea mai fericit, îi sare în pat și cu greu îi scot de acolo la masă, sau îi se spupă, eu am presia că sunt plus acolo. <gână> la următoarea întrebare să-mi iau așa poziția un pic mai, e, pentru că e altfel și despre altceva. Caritate.md da. Proiectul tău de viață, cred eu. Da. Cel puțin asta oamenii în timp au văzut, au observat, foarte mulți prin această platformă au fost susținuți, ajutați. Eu cel mai probabil nu o să mă pun întrebarea cum a apărut platforma, o să te întreb cum aceasta a venit în viața ta. Tu ne a pornit pentru tine? A. a fost o... Caritatea a fost o propunere frumoasă a unui donator care dona mereu pe rețelele de socializare străinii care îl schideam gen GoFundMe și altele americane pentru că în Moldova nu exista o platformă și era o persoană care dona mai des, sume mai mari și uite, el mi-a propus, zice, eu văd cum tu te chinui, eu văd cum aceste platforme americane iau un procent enorm, cum tu îi îmbogățești pe ei la propriu, fiindcă dacă colectai 10.000 de euro, cumva erau 15-20% lor, sau nu mai țin minte. Deci, hai să o platformă în Republica Moldova. Zice, și am spus din start, nu am așa buget, îmi dau seama, asta este un site, asta este un lucru, deci eu acoper absolut toate cheltuielile, tu doar continui să faci ce ce faci ai, pentru că eu donez la tine de mult timp și eu știam că el donează. Zice, dar nu am, văd că tu vii iarăși cu cazuri noi, cazuri noi și nici eu nu am atâția bani ca să donez mereu la fiecare caz, eu vreau ca să-ți fac ție munca mai ușoară aici acasă pe loc ca să colectezi acești bani mai ușor și să nu plătești acele procente mari în America. Și așa și a fost. Și ziua asta a fost o zi care mi-a schimbat viața la propria O persoană minunată este fondatorul platformei, Alexandru. Este un om care nu știu, atâta suflet a depus și atâta eu la început eram foarte sceptică și îmi făceam grijă cine doamne este el, ce planuri are, o mai fi din politică, cine știe care este planul lui final. Ca până la urmă să-mi dau seama că există și oameni care pur și simplu vor să ajute, care pur și simplu, iată, au trecut mulți ani și vorbele tuturor nu s-au adeverit, pentru că atunci erau bârfi, nu stai, că acuși o să bagi în politică, stai să vedeți, acuși o să fii primar, ia ceva, ceva, acuși, acuși o să fac, nu mai faci fata asta așa pur și simplu bine. Au trecut deja vreo 8 ani, mai așteptăm să devin. Sunt de parte de politic și mereu am fost și fondatorul Alexandru la fel. Pur și simplu ne-am întâlnit două persoane cu scopuri comune. El mereu chiar și denumirea asta, el spunea, zice, uite, eu am un domeniu deja cumpărat, l-am de mulți ani, dar nu este cine să nu am o persoană și eu văd cum tu faci. Și eu zic, eu tot am un vis și eu am o denumire în cap la mine, caritate.media, hai să facem așa, nu știu ce ai tu. Și el mi-a arat, iau ce am eu, și el avea caritate.media. Adică și eu visam la aceeași din eu visam la, ca să fie, pentru că mi se parea o cea mai potrivit caritate.media, să fie, să o recunosc toți în prima. Și el zice, uite că este cumpărat de mult, dar nu era omul potrivit care să facă asta. Și așa s-a întâmplat. Este de apreciat activitatea voastră pe care o faceți, dar vreau să te întreb în linii generale mari. Oamenii apreciază ceea ce faceți? Mulți apreciază, da. Dar mulți nu. Chiar care și este acum, motivul? Chiar și acum cu contul meu de Instagram blocat, sunt așa un pic șocat totuși de oamenii noștri din Moldova. și dezamăgit. Eu știam că sunt mulți oameni răi, dar nici chiar așa. Uh, foarte mulți nu știu uh, apreciază la, dacă la un moment dat apreciau oamenii care îi ajut, care îi ajutăm acum îmi dau seama că mă apreciază mai mult cei care donează fiindcă astăzi am ajutat, mâine poate m-au uitat, dar oamenii ăștia care donează sunt zi de zi împreună cu mine de atât de mulți ani și ei deja au văzut toate doviezile, nu știu, cred că nu știu dacă mai există o platformă mai transparentă ca noi, ne-am străduit în urma tuturor bârfilor că, nu știu, acolo se fac undeva milioane, cumva să faci show, că știi și tu bârfile care au fost și scandalele care au fost că ăsta este show, copilul ăsta nici nu a fost operat sau ăla nu a fost bolnav în urma tuturor acestor bârfii, donatorii rămân fideli, și din zi în zi sunt mai mulți și am, avem foarte mult mesaje de încurajare și foarte mult mesaje gen că în atâția ani deja ne-ați demonstrat cât de corect sunteți. Dar sunt foarte mulți oameni care într-adevăr nu apreciază. Nu apreciază și nici să nu ajute, dar îmi pun încă bețe în roate. Uite, nu știu ce suflet poți să ai ca pur și simplu să te strădui din răsputieri, să faci ca să dispară un cont de Instagram sau de Facebook, nu contează, un cont de care depinde viața multor, multor oameni, la propriu și nu exagerez acum și nu mă simt, Doamne, uh, Dumnezeu sau ceva, nu, dar îmi dau seama fiindcă trăim în așa într-o ieră uh, tehnologie în care eu altă opțiune ca să ajută acești oameni decât să le fac cazurile publice pe rețelele socializare, nu am. Și acolo am, uh, am adunat o familie tip de 8 ani, o familie de oameni care de asta și mă urmăresc, fiindcă și ei împreună cu mine vor să ajute acești oameni. Și uite așa, peste noapte, eu nu mai exist, gata, contul a fost spart și este deja a treia oară. Și asta îmi înștirbește un pic și mă faci să nu mai cred în umanitate, nu știu, doamne, atât de mult, atât de mult mereu încercam prin mesaj de mele, să aduc oamenilor un mesaj, să fim mai buni, să mai, nu știu, să atât de mult încercam să explic viața asta are așa de frumos lucrează bumerangul și există o karmă tot atât de drept și atât de se întoarce în atât de diverse forme dar totuși nu, nu am fost înțeleasă și totuși lumea se ține și ține și cumva în cu, va stau așa în gât eu simt că în gât așa îi stau nu, poate dormi el să că e ca cumva acolo este să în sus pe Instagram sau pe Facebook Care au fost în uh, viziunea ta top 3 cazuri care cel mai mult te-au marcat atunci când vine vorba de ajutor? Cele mai uh, necesare de colectare resurselor financiare, financiare, cele mai dificile? Sau un caz, cel puțin, mm. care te-a marcat foarte mult? Un caz, uh, mereu mi-aduc aminte de un caz cu mari jale și nu vreau cum să încep să plâng, fiindcă ar fi posibil să se întâmple asta, un caz al unui bățel roman care a făcut accident rutier fiind cu tatăl la mașină și s-a izbit într-un copac, cumva așa, și copilul a intrat într-o comă profundă și am organizat... Atunci eram la început încă asta, au fost șase ani în urmă, cred că șase ani, șapte ani în urmă, nu mai țin minte, și atunci eu, un om mic, un om care încă nu eram tare, tare cunoscută, ca acum am căutat singur pe internet clinici Turcia, căutam în diferite țări și prima mi-a răspuns o clinică din Turcia, ca să organizez eu să vin un avion după el. Mi, -mi se asta e imposibil, zic că asta poate să facă numai președinții, miniștrii, n-are cum eu, mie să-mi răspundă cineva și să vin avionul. Și uite, asta s-a întâmplat, am retrăit o Moldovă întreagă și o diasporă întreagă, am donat pentru cel băiețel, a fost transportat așa în comă fiind în Turcia, dar din păcate nu s-a mai putut face nimic. Au fost mai multe lucruri că ori la mijloc, toate, nu știu, părinții s-au întors înapoi, nici până ziua de astăzi nu înțeleg nici eu părinții. Dar nu-i judec, și au, tot și-au refuzat spitalizarea mai încolo și au venit înapoi acasă. Și mi-a rămas în suflet copilul ăla, fiindcă eu am fost la spital, l-am vizitat, Prima dată în viața mea am văzut un copil în comă, am plâns pentru el și am retrăit și am suferit ca pentru copilul meu. Am venit din Moscova, am zburat acasă ca eu să merg să-l vizitez, el fiind în comă, să-l văd viu. Și eu nu am crezut, eu nu știam ce înseamnă în comă. Eu nu știam că stau lângă copil care el aparent arată sănătos, parcă îți pare că cușul strigi și el se trezește și el gata, nu se mai trezește. Și eu atât de mult am plâns lângă el și am, mă vedeau acolo femeile la și mă întrebeau, este copilul dumneavoastră, Da, zic, prima dată îl văd, nu-l cunosc, atât de mult am vrut să-l ajut, atât de mult m-am implicat și mă doare și nu vreau să accept că el a să Și el a murit și uite, cazul ăsta mi-a rămas în gând pentru toate. Am scos plâng. Aveam, era un copil minunat, ochi și frumos, nu știu, nu o să-l uit niciodată. Asta e un caz care m-a marcat așa de jale, ca să spun, de caritate, care mi-a rămas în suflet ca o jale mare. Toți copiii sunt în, sus, în sus suflet, dar el știu precis că i-a pe toți. Pe toți am marcat toți urmăritorii mei. Dar așa un caz care spun mai, mai vesel, mai, mai grăitor, care e mai, nu mai grăitor, dar mai pozitiv, este un caz, un vis împlinit al meu. Eu, noi trăiam în Ialoveni, dar cum am spus, treiam la o margine cumva de orășel, într-o mahala, se numea la Moldova, așa spuneam noi, la Moldova. Mm -hmm. Nici nu era Moldova, dar la Moldova. Și acum așa a rămas strada. Este strada Moldova, dar noi spuneam la Moldova. Unde trăiești? Dacă mergeai cu ruta, la Moldova. Taxi unde? La Moldova. tot știau că este un așa mai aparte, un cartier mai aparte cu case pământ. Nu erau apartamente atunci multe și acum nu sunt multe. Acolo era așa case pământ, vili și eram un pic mai așa mai dați într-o parte, ca să spun așa, de toți primarii. Nici rutiere, nici magazine, nici lumină pe străzi. Așa cumva nu eram mai neglijați. Și noi mereu, mereu căutam undeva în centru lui vreun scrâncev sau ceva, zic, doamne, noi nu aveam nimic și eu mereu stăteam acolo. Și era un loc de paragin, așa, un loc urât, negru, sumbru, noaptea te dar și ziua tremeai să pe acolo, erau iarba mai înalt ca mine. Și eu mereu spuneau, zic, doamne, într-o zi, dacă se întâmplă o nu știu, fac bani, nu știu, câștig la lot, ceva, eu aici o să transform locul ăsta într-un teren de joacă pe care noi nu l-am avut în copilărie. În copilărie, scrânciberul bernoase erau, știi, țevile alea pe care, scuturai covoarele. Uh -huh uite acolo ne jucam, ne loveau, vecinii își rupeau mâinile, copiii, toți am fost accidentați. Asta era, ăsta era scrânciul nostru, acolo mereu ne jucam. Și eu zic, noi crește mai și o să facem. Și fiind câțiva ani în urmă, 2019, doamne, am uitat. Vreo trei ani în urmă, cred că au trecut. Mm -hmm. Stau tare proscoanic, până de mult credeam că am 38 de ani, dar am 36 și s-a răsut Instagram-ul de mine. că de asta mi l-a blocat, că sunt mai tânără. <laughs> și în video crescut. Câțiva ani urmă făcusem cunoștință cu niște donatori din Italia, din Veneția, din Italia și din Elveția, am vrut spun așa, un cuplu și ei donau, la cazurile noastre, donau sume mai mari. Am văzut că sunt oameni bogați, am înțeles și la un moment dat m-au întrebat, am văzut că au încredere și în mine, au fost alături când a fost acest scandal. Exact când acest, a fost acel scandal, cam mm -hmm. pe atunci am făcut cunoștință. Dar îți dai seama că, fiind oameni bogați, ei ne-au verificat din cap până în picioare. Fundația noastră, înainte de a, de a dona aceste sume și erau șocați, văzând ce se întâmplă cu acel scandal la televizor, zic și cum, noi știm sigur, noi știm sigur că suntem de corecți, că am verificat cu avocații lor, ne-au verificat toate documentele. Și venea ziua mea de naștere și ei m-au întrebat, ce ți dorești tu cel mai mult de ziua ta de naștere? Zic, mă știmeam să răspund, zic, oamenii ăștia cuși, zic, o să spun, nu vreau nici să par îndrăzneață, zic, nu știu, îmi pare o întrebare foarte, zic, un parfum am încercat să spun așa, zic, nu, spune un lucru mai mare, un lucru mare, un vis de-al tău, care noi să îndeplinim. Și îmi dau seama că orice fie, orice i-aș fi spus, orice le-aș fi spus, ei mi-ar fi îndeplinit un în vis. Adică puteam să spun că vreau, nu știu, o casă, un castel. Și mie mi-a venit în gând, dar nu mi-aș zic, uite, din copilărie eu visez ca mahalaua mea să facem un teren de joacă, dar nu un teren de joacă mare, frumos, nu știu. un mic așa, Disneyland, ca să spun așa. Este acolo un loc de paragină și am trimis, transmis poze, video. Zic, uite, aici sunt patru case, apartamente mari, în jur, sunt sute de case pământ, sunt copii. Eu vreau ca, ăsta este vis copilării mele, eu nu vreau, să, nu vreau să mor, să nu-l nu Vreau copiii ăștia să țin minte ca aici au făcut Tante Setlana, nu clar că nu Setlana, cu ajutorul lor, a donatorilor. Și îi spun, hai, cât ar costa acest vis? Eu am găsit companii de construcții, nici nu știam mm -hmm. cât ar costa asta și am auzit un preț care era peste așteptările mele, fiindcă cum am vrut eu, acolo zăseam, era o construcție totală, parcă ai fi construit un apartament cu fundament, cu tot, și mi a spus undeva aproximativ vreo 80.000 de euro era. Și eu zic lor, haideți, renunțați la întrebarea asta, renunțăm, dăruiți-mă un parfum, fiindcă visul ăsta meu costă foarte mult, asta sumă, e sumă, enormă. Să mă întrebă cât. Și am spus undeva 80.000 de euro ar costa. Ca a doua zi, fundația noastră fi fie transferat acești bani și mi-au scris un mesaj Happy birthday, Svetlana, la mulți ani, îndeplinește visul. Și peste o săptămână am început lucrul. Uh, lucru. Timp de trei luni de zile, acea paragină, acel loc negru s-a transformat într-un Disneyland, așa cum am visat eu. Un teren de joacă care cred că nici în nu este așa frumos. Da, el acum peste câțiva ani Sigur, un pic s-a deteriorat, deteriorat, nu este așa cum aștept eu ca nimeni să nu strice nimic, dar totuși, cu teren de fotbal, cu scrinci cele mai performante, cu scrinci care nu prea am văzut mamă-copil, unde mama împreună cu copilul toate, toate, masă de tenis, aparate de sport, cu podea din asta colorată, moale, ca să nu cadă copiii, ca să nu slovească, tot așa după tehnologie, fiindcă ei mi a spus, dar dacă faci, fă bine. Nu. Hai, nu, nu jăliți niciun leușor. Dacă nu o să ajung, noi să mai transferăm. Și asta a fost cea mai frumoasă, cred că zi, una dintre cele mai frumoase zile din viața mea, la deschidere, când am adus cloni acolo, înghețat pentru toți copiii, baloane. Eu nici nu știam că mai există atât de mulți copii. că Eu spuneam, zic, eu fac, dar nici nu mai știu, ori mai există copii mici aici, ori mai sunt copii mahalau asta, fiindcă noi am plecat de mult, lumea a plecat psihotare, zic, îmi pare că și nu mai, nici nu mai există aici copii ca să-mi fie marea uimire să văd la deschidere nu aveai loc de de mulți copii. Ei erau, dar ei sărmani nu aveau ce face acolo cu, în locul ăsta de paragin. Și acum acel teren de joacă este plin de copii și eu de fiecare dată când măr, merg sunt mândr și dacă cineva mă bine poate să-mi spun mulțumesc, doamna Setlana, deci jucând fotbal și mă văd, bună ziua, mulțumim, mulțumim, mulțumim pentru teren de fotbal, mulțumim. Și am așa o împlinire sufletească, zic, gata, pot să mor liniștit. Vorbim de diaspora. Diaspora este foarte activă în comentarii, pe unele cazuri care le aveți voi pe platformă. De ce, în opinia dumneavoastră, diaspora este mai activă decât oamenii noștri de aici, din Republica Moldova? Că atunci când vine vorba de donații, de implicare... Probabil și eu, dacă nu plecam și nu trăiam în Anglia... Și în Rusia nici eu nu eram atât de activă. M-a schimbat foarte mult străinătatea. Eu am învățat în Anglia cultul ăsta de donații. Eu vedeam acolo cum uh, lumea să ajute și dar nu, nu trebuie să ai, nu trebuia să ai cancer ca lumea să te ajute. Erau cazuri din alea banale. Punea o copilă de 10 ani și facea un cont GoFundMe. Mama nu vrea să-mi cumpere câini. Ajutați-mă. Și lumea dona și cumperea câini. Și eram șocată. Zic, cum? Așa? Pur și simplu nu mai are nimeni și lumea donează. Și așa am început eu să văd uite, și copilul și-a câini, visul este împlinit, altul și-a cumpărat pian, acolo au reparat o casă, acolo un copil a salvat, zic, de acolo mi-a intrat mie minte, ce ar fi dacă aș face și eu asta la noi în țară? Așa că eu înțeleg de ce, fiindcă psihotarii tot și lumea -i. Este cultul ăsta mai tare dezvoltat al donațiilor. La noi este foarte, foarte greu, deși eu acum ar fi păcat să spun că nu donează, dar mi-era foarte greu să conving un om de la noi din țară să doneze 10 lei, 100 de lei, 200 de lei. Uh, trebuie să fii foarte convingător. Pe când de psihotare donațiile vin mult mai... La noi persistă neîncrederea asta, pentru că la noi suntem obișnuiți cu fundații de cartate, fură, toți fură, toți fură. Probabil și statul în care trăim, și țara în care trăim, toți au de prins, fură, 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 fură. Și a din toți oameni care fură. Dar în străinătate nu există probabil. Moldovenii nu văd atâta corupție, atâta furtă, atâta... De asta îi donează în cumva mai cu încredere. Dar acum lucrurile s-au schimbat. Dacă la început donau... Noi avem o statistică unde vedem care țară este pentru primul loc. Dacă la început era pentru primul... La început era Sua, America, Anglia, Franța, dacă nu mă greșesc și Italia în top, Acum Moldova este prima. Vorbesc acum de numărul de donatori. Uh -huh. Nu de suma donațiilor. sigur că aici nu se compară, dar eu vorbesc de numărul de donatori. Avem Moldova pe primul loc și sunt mândră și atât de mult am atât de mult am vrut să mă lipsesc pe ai noștri de acasă și atât de mult am vrut să le explic eu, nu este nevoie să donați 100 de euro, 200 de euro, nu, că nici eu nu donez mereu atât de mulți bani, chiar și este de înțeles, donați un leu, 2, 10, dar învățați-vă, să dăruiți din ce aveți. Și uite, ani de zile, ani de zile și am observat această creștere a donatorilor de -a noi din țară și sunt atât de bucuroase și atât de recunoscătoare, fiindcă că eu mereu spuneam, eu mereu spuneam vreau să mă lipsesc, lumea să facă bine, vreau să mă lipsesc, vreau să aibă cultul ăsta cum au moldovenii din America, de exemplu exemplu, am uh, câțiva donatori care donează 10% din venitul lor, din salariul lor, în fiecare lună, de mulți ani de zile. Și eu uh, văzând, chiar și-am spus asta pe story, pe Instagram, văzând cum o la dona a început să doneze cu 170 dolari, 180 dolari ani, ani, că acum el să doneze 1700 dolari pe lună. Înseamnă că și salariul lui a crescut frumos în 7-8 ani de zile. Zic, uite cum și el îmi spune, vezi că donând și salariul meu s-a schimbat. Zic, eu observ, eu văd că tu donezi 10% și mereu glumez, zic, hai, sper că să ai într-o zi să ai un milion de euro salariu, să donezi acele 10%, îți promit, îți promit cum am început așa, pentru că așa noi, așa aici în America, eu văd toți oamenii asta fac și zic, păcat că la noi nu avem uite, 10% din salariul îți Eu nu vorbesc cu cum 10, vorbesc de un procent, că nu știu, când dau seama că 10% din salariul lui, dacă mai donez, rămâne omul ăla fără nimic. Dar deprinderea asta lunară ca să donezi, eu fix așa, mă, nu există lună, eu nu vreau să mă laud că o fac mai des zic, odată pe lună, nu vreau, pentru că eu de donațiile mele tac, sunt de acord că parțial sunt de acord cu binele să faci în liniște, binele care îl faci personal, dar eu nu pot să fac pentru că de multe ori eram acuzat că doamne, binele să faci în liniște. Nu, dacă aș fi fost liniștit până acum, nu mai adunam atâția oameni să doneze. Eu am nevoie de ajutor. Dacă aș fi fost Angelina Jolie sau Brad Pitt cu milioane, da, m-aș duce și aș dona la o casă de copii și n-aș spune la nimeni ce am făcut. Dar atâta timp cât trebuie de colectat 50.000 de euro ca să reparăm un spital, eu nu i-am. Și, aici nu pot stau și să ajut cel spital în liniște cu 100 de euro mei sau 200 care eu dar vreau ca, vreau foarte mult să mă lipsim și oamenii de la noi. Lunar, uite, am primit salariul, Ai 50 de lei să ajut un copil bolnav de cancer. Și eu cred că lumea ar fi mult mai bună și ar fi mult mai mulți copii bolnavi salvați. S-a vorbit foarte mult, noi nu o să vorbim foarte mult pentru că o să ne frigim foarte tare. Asta a fost o comandă, în opinia ta? Da. Cu siguranță a fost o comandă siguranță a fost o comandă și dacă cândva aveam careva avea păreri atunci o lună, două, peste ani de zile deja schimb părerile, deja primesc că, peste ani de zile au început lumea să fie mai vorbăreață, dacă atunci se acum am carebași prieteni la fel din jurnalist care îmi spun ce știu ei și mai adun toate informații și îmi dau seama că, doamne, de aici sunt implicați mult mai mulți oameni decât am crezut eu sunt mult mai important decât am crezut eu, ca să spun așa mult mai urmărit, mult mai... Eu credeam, zic, mai dacă faci bine, n-are ce să întâmple, n-are cum nimeni să -ți vrea rău, dar este total, total greșit, cuiva și acest bine încurcă, planurile cuiva eu le stric și eu pare rău pentru asta, dar dacă um, la mijloc stă viața unor oameni și cuiva este totuna, înseamnă că vorbim despre oameni foarte răi, de care recunosc uneori și mă tem. Uneori mă tem fiindcă dau seama dacă atât de mult rău cineva a încercat să-mi facă și continuă să-mi facă rău. Pentru că eu simt, eu sunt acum tot negativul, tot ura asta, tot... Uh, pentru că noi nu vorbim din un simplu cont de Instagram să se spart. Nu, nu, este este mult mai mult. Cineva vrea ca eu să dispar. Și eu nu de mi într-o zi napita? dacă cineva, nu știu, mă calci cu o mașină. Nu știu. Nu știu, cum mă încurc. -am, am stricat cuiva planurile. Uh, există totuși în... cineva vede rău și ceva în o de caritate care ajută sau... Nu vreau să spun acum foarte mult. Îți dai seama că eu recunosc că eu mă tem. Ca spun eu, ca spun eu deschis, știu sau cam îmi dau seama cine asta face și noi și echipa îmi dau seama, eu nu pot spune pentru că eu mă tem. Eu, mă tem. eu nu vreau să o fac pe erou. Înainte, da, o făceam pe erou, spuneam ce știu și de una de alta, și de un medic care, sau un medic corupt sau ce. Am mai, au fost și așa cazuri. Cred că și de aici tragi undeva. Cred că știu foarte multe cazuri în care, nu știu, ar trebui poate o operație a unui copil să-i grați, dar un medic poate să ceară două, 3 mii, patru, mii de euro și părinții îmi spun asta mie și eu omeniește, sufletește, îi dau un sfat ca ei să apeleze unde legal, unde este gratis și cred că din vorbă în vorbă, Svetlana, am învățat că este gratis sau acum nu dau vina doar în sfera medicală sau pentru că respect și am mulți medici care lucrăm, respect și mă ajută, ne ajută e enorm dar acolo un pic, acolo un pic am încurcat, dincolo un pic am încurcat unui partid un pic am încurcat care a avut careva propuneri, poate și-am refuzat și spun sincer, eu, eu mă tem și recunosc. Și nu o să vorbesc mai mult decât trebuie, fiindcă țin la viața mea, la copiii mei și stau în banca mea. Pentru voi ca echipă, ca proiect, a crescut sau ați mers așa un pic în descreștere datorită acestui caz? Da, după scandal, sigur. pe scandal au scăzut donațiile la 99% a două zi. Deci dona numai un om sau doi sau trei care donatori fideli care mă cunosc, inclusiv acești elvițeni care donau sume foarte mari, ei făceau din principiu și chiar semnau donațiile lor. Noi mm -hmm. credem în această platformă, uitați, banii noștri se duc aici. Eu le sunt foarte recunoscătoare, nici moldovenii nu au sunut atâta ca ei, dar după ce am început noi cu primele conferințe de prieteni, cu primele dovezi pe care le-am postat și deja acum sunt, ne judecăm de patru ani de zile și sunt primele judecăți câștigate deja de noi, deja lumea, pot să spun că acum sunt mult mai mulți donatori, chiar ieri am postat un mesaj pe internet, oameni care recunosc cândva mă criticau și mă înjurau foarte urât, le-am salvat noi prieteni și eu nici măcar nu știu sau nici măcar nu știu, uite, că el mă bârfea, îmi comenta, mă din cap până în picioare, mă numeam tot felul, am primit așa un mesaj, și dar, ea, dar ei mi-au salvat prietenul meu, nu i ajungeau care bani, bani și care media au pus din bugetul lor și l-au salvat. Și omul este șocat, stai, că ăștia nu sunt monștri, cum eu scriam. Și nu este doar un singur caz, foarte mult să scriu, foarte... o fată mi-a scris în direct, da, ți-am minte, te-am Ți sugrumat cum am putut și eu și cu mătri și prietenii mei, uite cum frate meu are cancer, te rog să mă ajuți. Și am ajutat, sigur că am ajutat, pentru că nu poți, nu ajuți, nu poți. Și abia după ce îi ajuți, se conving, își cer scuze, își cer tare, când văd că toți banii care am colectat au ajuns la ei, nu a aplicat niciun leu în, în sertar acolo undeva la Setlana sau la echipa ei și oamenii sunt șocați. S-au mai avut încercări din astea că, nu știu, am ajutat pe cineva sau au colectat o sumă de bani și vineau, um, hai, hai, să te mulțumesc sau cumva să alungați din oficiu toți, absolut. După asta îmi spuneau, știți, eu am vrut așa doar să vă încerc cu toate bărfi, sunt șocată, îmi cer scuze, mi Foarte mulți oameni uh, nu știu, s-au convins și eu mă bucur foarte mult, a trebuit, a, a trebuit foarte mult sacrificiu ca să fac eu, sau pe mine foarte mult să mă îngroape ca peste ani de zile să-mi convingă să-mi să spună, la Setlana, iartă, m-am greșit, uite, tu ai ajutat recent vecina mea cu mătra mea, uite, că cum am putut noi să greșim așa? Și eu mă bucur foarte mult și eu nici n-am de ce să iert, pentru că eu înțeleg și eu am avut știri la care m-am uitat la televizor și am crezut în ele, ca a doua zi să mă conving că este o știre atât de falsă și niciodată nu o să uit și am căzut și eu în capcană. Chiar erau o, o știre cu un bunel, o să o dau exemplu aici, ca lumea să înțeleagă ce, ce înseamnă televizorul ăsta. O știre cum un bunel, sarmanul, să îngrijește nepoțica de trei anișori, și Doamne ferește, hai să-l ajutăm că el e singur. Ca eu să vreau să fac o campanie repede, să-l ajut, nu știu, strângem zeci de mii de euro, schimbăm viața, ca a doua zi, alt portal de știri, să facă aceeași știri cu acel bunel, cu acea fetiță, cu bunelul, o, ceva, o, maltrata sexual sau chestii de asta și, de, și, deja iau fetița. Deci două posturi de televiziune, două povești, ca eu să mă convinc că într-adevăr era bunelul abuzat fetița sexual, pentru că deja știu că și s-au luat și măsuri. Așa că eu singur am căzut în așa capcană, avea scad, avea să ajut un bunel, un criminal care își bate joc de copilul său și eu nu judic absolut nimeni. Eu judic doar pe cei care au comandat și cei care au îndeplinit comanda și le-a fost tot una de toți oamenii care au rămas neajutați. Inclusiv un băiețel care de câteva luni, de șapte, șapte opt luni, care trebuia să fi să zboare la transplantificat în Turcia și a murit. A murit. Eu nu am putut să mai colectez bani, pentru că platforma s-a închis peste noapte. Așa că să fie pe conștiința lor. Cel copil care a murit și poate și alții care, de care eu nu știu și n-am aflat că i-au murit pentru că noi nu i-am ajutat. Eu sper că ei dorm liniștiți, cei care fac asta. Care au fost persoanele care ți-au fost alături în acele clipe grele atunci când vine vorba de cele critici, conflict, hate? Familia, în primul rând, și câteva persoane care le-am ajutat, le număr și de, de la o mână, dar mai mult oameni care donează, mai mult donatorii fideli. Asta și-a fost dezamăgirea mea mare cu persoanele care le-am ajutat, pentru că îți dai seama, la moment erau sute, 100, mii, nu exagerez, Uh, au dispărut unde... cu Nu existau. <laughs> ca după o perioadă să-mi scrie, să știți că eu tot v-am susținut asta, dar nu am vrut așa prin comentarii, nu am vrut... Dar cum mai ai <laughs> Lumea se temea, lumea era rușine, ca nu cumva să apere o criminală, așa cum am fost eu numit la televizor, și poate au început deja unele susțineri după ce noi am venit cu dovezi. Adică, peste noapte a doua zi, practic, nimeni nu a fost alături după știri. Dar deja când au început lumea a înțelege că este o știre falsă și nu ai venit cu dovezi, deja apăreau unele mesaje. Eu nici nu am crezut. Știi că eu din, din prima secundă n-am crezut că ești vinovat. Dar ce nu mi-ai scris atunci din prima secundă? Foarte important și nu o să uit niciodată oamenii care mi-au scris din prima secundă după ce au apărut știrea că sunt alături. Nu cei care îmi scriu deja după ce să să câștigați sau... Mi-a a fost și mie o lecție de viață pe cine să am alături pe cine să mai îndepărtez. Dar nu îmi vinuiesc pe nimeni, că este problema mea. Așteptările erau mele, eu sunt vinovat. Eu mereu am așteptări foarte mari la oameni și cu asta eu greșesc foarte mult. Eu cred că eu dacă fac bine, mie mi -o, spune, o să mi se facă bine, dar nu, nu, nu. Absolut. Într-un interviu menționai că ai avea ambiția să intri în politică. Eu am spus stau de parte de politică, dar unic, unica, unicul gând sau unica dată care eu aș accepta să intru în politică este ca să știu sigur că eu fac ceea ce vreau eu să fac. Nu că cineva îmi comandă ce să fac. Pentru că eu știu, din păcate, am și eu cunoscuți oameni din politică și eu știu cum este toată treaba asta, cu politica, că nu faci mereu. Uh, uh, eu m-am pus întrebarea o dată sau nu de două ori cuiva, dar de ce nu faci asta? Dar de ce nu reparați spitalele? Svetlana, dar tu crezi că acolo e chiar așa cum vrem noi? Da, eu vreau să reparăm spitalele. Dar tu crezi că chiar așa e cum vrei tu și faci tu? De asta eu nu mă bag în politică până, 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 până nu îmi spune. Eu cred că mai multe lucruri pot să fac așa în afara politicii cu oamenii simpli că nu cred că cineva pur și simplu așa te lasă să faci ce vrei așa. Au venit în țară 40 de milioane de euro, Svetlana, bun, îți dăm voie, Svetlana, să repari toate spitalele. că eu așa aș faci. Și dacă îmi spune cineva și semnează că îmi dă voie să fac ce vreau eu și să repar ce vreau eu, să fac eu cum vreau țara asta din bugetul care are țara, mâine mă bagă în politică. Dar deci eu cred că asta nu o să fi niciodată așa că eu o să fiu om mic cum sunt eu, de parte de politic, că sincer mi se pare și Uh, și foarte mult, dar, nu că mi se pare, dar eu văd ce se întâmplă, eu văd cât ură, eu văd cât răutat este la noi, cât ură sunt, uh, cât de urâți și cât de blamați sunt oamenii politici, nu contează de care partid absolut toate partide, chiar și cei care par cei mei sfinți, uh, citesc unul comentarii unde lumea le dorește și moartea și nu ar vrea atâta ură asupra mea, așa că nu vreau să am... Uh fac ce fac fiind ca om simplu și dacă nu mi se primește ceva, este greșeala mea, îmi cer scuze, uite, n-am colectat bani pentru acel spital, da, am acum un caz, uite, nu poți colectezi bani pentru acel spital și lumea o să mă înțeleagă, dar cred că dacă o să fiu un politician și nu o să fac asta, atunci nu o să mă înțeleagă, fiindcă cumva este oblig obligațiunea mea. Și eu mă tem că nimeni nu o să mă las să fac ce, ce vreau eu. De asta stau de parte de politică, am avut propuneri, recunosc și tot știu asta. Nu una, nu două, chiar și primar, mi-a fost propus cineva să candidez ca primăriță într-un orășel, am zis nu, nu fiindcă nu mă văd pe mine acolo, mă văd așa cu oameni simpli, nu vreau să ți zămăgesc în primul rând. Nu am garanție că o să-mi dați voi să fac ce, ce consider eu corect trebuie de făcut. Așa că stau de parte de politică. Svetlana, eu vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat provocarea noastră la Bani Mulțumim pentru invitație, m-am simțit bine la voi, perfect ca să spun așa. Așa că sper că noi mult succes vă dorim, așa, să aveți plexit. cât mai mulți donatori și să faceți cât mai multe fapte bune. Să dea domnul, sper că și tu ești un donator, sau dacă nu, sper că de astăzi o să devii un donator fitil. Foarte, foarte, mulți măcar ani un procent din caritate. salariul tău lunar. Doamnelor și domnilor, cam atât a fost să fie pentru această săptămână. Invitata noastră la BNCG a fost Svetlana sus, să aveți o săptămână și un sfârșit de săptămână cât mai reușită.